pui dacă vezi la sita asta, vezi are un mozel. Are o vânătoare și a unui dinozaur, este din peștele rupestre. Și ca să poți să faci sita asta, uite puțin din sita. Se întinde pe cablul ăsta de aluminiu un fel de mătase artificială care sintetică, care pe urmă este dată cu un lac fotosintetic, este lăsată să se usuce, sita, lacul ăsta fotosintetic este albastru ăsta care e acolo. După ce se usucă, se folosește un desen, un desen cum e să zicem, omății ăștia sunt făcuți cu arci negru, cred că cineva mi l-a luat, era undeva pe aici, așa, se pune peste sita de acolo și se lasă la ultraviolete, la soare, să zicem 10 minute. După ce iei desenul de acolo și speli cu apă, unde a fost desenul, îți scapă pur și simplu lacul respectiv. Și pe acolo o să treacă vopsea. Uite, acum dacă vrei, îi dai vopseaua asta, poți începi să treci să vopsești. E ca și cum ai curăța un vas, să zicem, foarte bine de dulceață sau ceva care îți place. Și așa, așa, da. Așa tare. Da, așa tare, fiindcă trebuie să treacă pe partea altă, da? Deci mergi până în capă, da? Până noi trebuie să sperăm că altfel se înfundă, știi, sita asta. După mai multe folosiri și nu mai poți să mai desenezi, da? Da, așa, foarte bine. Mergi până la capăt de teatru, mai desenezi. Așa, excelent. În condițiile de față facem serigrafie folosind două site serigrafice cu două desene diferite. Unul dintre ele este un omuleț cu o coroană, fiindcă ne gândim ce înseamnă puterea pentru unii oameni și cum o folosesc. Cealaltă este inspirată din pictura rupestră a oamenilor primitivi și are un fel de vânătoare în jurul unui dinozaur. Folosim culori pentru serigrafie care se pot printa foarte bine și pe hârtie sau pe material textil și învățăm pe copii ce înseamnă procesul de la crearea sitei până la imprimatul direct pe material. Și acum hai să vedem. Deci eu țin chestia asta și tu trage hârtie, da? Ia, s-a printat? Bravo, ce vezi? Au vânătoare de dinozauri. De dinozauri e de cât unul. Ok, vrei să încerci acum? Hai să punem hârtieța. Așa, hârtie. Așa. Și tu te ții de bărți cu mine aici. Să ajungem mai unde, da? Uite, și pus-o. Super, așa. Așa, bravo! Așa și aici. Așa. Vrei că mai avem puțin. Ia. Așa, bravo. Și asta, gata. Și acum stai să adun eu culoarea. Și așa de aici. Să nu mai avem culoare pe asta. Și uite, ne uităm să vedem dacă s-a printat. Uite, eu ridic. Ia vezi. S-a printat? Wow! Mulțumim! Mulțumim! Asta se usuce un pic bine. Ok. Am văzut și un copilaj de câțiva anișori, 2-3, el la îndemâna oricum. Nu, acolo a fost cu ajutorul surorii și a tatălui. E important pentru el să aibă curajul să participe la actul ăsta. Da, în condiții normale oricine poate să facă. Da, în condiții normale oricine poate să facă. Pot merge acasă fiecare cu amintire cu o sură. Dacă ei vor, da, poate să merge acasă. Trebuie sau mulți dintre ei le lasă, unii dintre ei le lasă pentru expoziție aici. Acum asta trebuie să o punem la spălat, trebuie să o spăl. Că altfel se înfunde, dar putem să folosim altă sită. Ca exemplu. Cât e de pretențios și cât e de nouă procedură? Pretențios este în sensul că după un număr de printat trebuie să curățita, fiindcă altfel, din cauza cădurii se poate înfunda, rămâne culoarea acolo și este foarte greu de înlăturat și nu mai poate fi folosită. În rest, este foarte frumos că îl poți folosi pentru imprimerie, creație vestimentară sau pentru lucrări de grafică. Și apoi, mai de exemplu, ce ai? 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 Ce ai?